Specialiștii Institutului Pomicol Pitești-Mărăcineni și partenerii din țară și din Franța au prezentat stadiul pomiculturii din România în acest an atât de provocator din punct de vedere climatic, dar și perspectivele pentru dezvoltarea acestui sector agricol. Toate cele 27 de specii pomicole au o anumită zonă, un anumit areal. Cu atât mai mult cu cât din cauza acestor schimbări climatice, care de acum nu mai putem să spunem că să nu le mai luăm în seamă, au produs modificări ale zonării și va trebui să trecem și să sperăm că vom face rost de bani necesari să facem o microzonare a producției pomicole, viticole în România. Avem aproape de 8-9 mii de hectare moderne, așteptăm ca până în 2027, așa cum am prezentat, acest DR5 pe direcția 15 să mai investim, prin această direcție să mai investim aproape 200 de milioane, ceea ce înseamnă aproape 4.000 de hectare, 5.000. Nu e rău, însă nu trebuie să uităm zona de deal a României, care nu prea intră în astfel de finanțări care privesc suprafețe mai mari. Ministerul Agriculturii se implică în general în cercetare și aici aș aminti programul ADER finanțat de Ministerul Agriculturii, unde sunt 150 de proiecte finanțate cu 195 de milioane de lei. Pentru sectorul pomicol au fost alocate 14 proiecte cu 17 milioane de lei, iar Institutul de la Mărăcineni are 5 proiecte cu 7 milioane de lei. România produce anual între 400 și 450 de mii de tone, care reprezintă 3,5 până la 4,5% din cantitatea de mere produsă în Europa. Pomicultorii din zonă au fost interesați atât de prezentările științifice, cât și de degustarea fructelor din colecția de soiuri expusă la acest eveniment. Am venit pentru a observa ce soiuri noi de mere sau umbrăgat și pentru a vedea noile produse pentru care se utilizează atât la fertilizare cât și pentru combaterea bolilor și dăunătorilor în pomii fructiferi. Am venit pentru degustare, pentru informare de fertilizarea pomilor fructiferi, de combaterea dăunătorilor și a bolilor. Ce reprezintă pomicultura pentru dumneavoastră? O pasiune. Eu am făcut niște cursuri de pomicultură cu domnul Stănică la Facultatea de Horticultură la București. Și dânsul mi-a recomandat două soiuri de măr, Natira, și care nu le am în colecție, și Crimson Crips. Și am gustat Crimsonul, extraordinar de bun. La concursul de mere au participat 107 probe, iar cele mai multe premii au fost acordate pomicultorilor din zona Voinești.